echipei care am găsit-o la acest spital. Poate mi se pare un pic deplasat când încep cu asta, dar eu cred că trebuie să aduc acest punct de vedere al meu strict personal. De la numirea mea până astăzi, când suntem prezenți aici, eu am făcut un periplu de vizite la toate secțiile Spitalului Mahromatei și cele externe și cele interne. Îmi asum oarecum faptul că nu am reușit să ajung la Darabani, dintr-o conjunctură de prejurări, dar se va întâmpla, cred că mâine, când vom avea o întâlnire și cu domnul primar de acolo, pentru a stabili strategia care noi ne dorim. Ceea ce am văzut în vizitele pe care le-am avut pe aceste secții, vreau să vă spun, plăcut impresionat am fost de dotarea cu materiale sanitare și toată tehnica medicală care este pusă la dispoziția și în slujba cetățenilor. Vreau să vă spun că pe unele secții, dotările medicale practic nu sunt un lux, sunt un nivel la care trebuie să fim în anul 2023 pentru a deservi pacienții. Aceste dotări au fost făcute oarecum prin efortul concertat al medicilor care au solicitat și prin efortul ordonatorului de credit care este Consiliul Județean și conducerea Consiliului Județean. Aceste dotări, practic, pe noi, echipa de medici, echipa de asistenți medicali, echipa non-medicală, ne obligă să aducem și profesionalism la nivelul dotărilor pe care le au secțiile respective. Acest profesionalism există. Am descoperit acolo o voință a cadrelor medicale care, practic, uneori suplinesc deficitul de personal. Un deficit de personal care este resimțit în întreaga noastră economie națională, pe toate palierele. Spunem de deficit de personal calificat. Adică cei care sunt și desfășoară activitate medicală, uneori fac practic imposibil. Dovedesc că se cred chiar și Dumnezeu. Adică intră în operații cu situații de complexitate maximă și le duc la bun sfârșit. Aici aș vrea eu să, de fapt, am și punctat cu ideea de a vă cere ajutorul dumneavoastră, a mass media, să încercăm, noi deja ne-am stabilit o strategie, am discutat cu medicii de pe secții, să încercăm să promovăm la nivel local, județean, acestea. Adică, bună dotare, profesionalismul medicilor și a asistenților medicali și a celorlalți care fac parte din echipă, pentru a avea adresabilitate. Dacă ne gândim înainte de pandemie, oarecum oamenii veneau, pacienții noștri veneau spre spital cu încredere. Odată cu închiderea spitalelor, odată cu frica de internare și de contaminare care a declanșat o epidemie de COVID, oamenii și-au schimbat, să spunem, opțiunea. Intrăm într-o paradigmă. Noi avem dotări, profesioniști există, dar nu avem adresabilitate. Am dorit ca cetățenii județului Botoșani să aibă curajul să se trateze și pentru cele mai simple afecțiuni la noi în județ. Să se trateze în spitalul de stat, pentru că și spitalul de stat poate oferi servicii la nivelul celor particulare, celor private. Vă spun acest lucru pentru că aceste vizite de câteva zile pe care am avut pe toate secțiile îmi conferă dreptul să promovez dotările și profesionalismul acestor medici și asistenți medicali. Dacă vom găsi printr-un, nu știu, dumneavoastră aici o să vedeți cum spune, printr-un program, orar, în care noi, cu acordul sau cu punerea la dispoziție a unui spațiu, pe sticlă, pe hârtie, online, în care fiecare medic de pe secție să-și prezinte poveștile de succes, să prezinte cazurile cu o mare complexitate care au fost rezolvate la Botoșani și în felul ăsta să deschidem comunicarea către pacienți, către cetățenii județului, pentru a avea încredere și să găsim adresabilitate la aceste persoane. Aici rugămintea mea este să punem și să facem un front comun. Noi, cei din spital și dumneavoastră mass media. Adică să ne fiți oarecum parteneri pentru a promova aceste povești de succes, pentru a identifica bunele practici și a ieși cu ele în media. Oarecum, în momentul de față, suntem într-o situație în care avem un contract cu Casa de Asigurări și avem dificultate în a-l realiza. Această dificultate eu nu aș considera că este un motiv imputabil doar cadrelor medicale, ci și felul în care suntem noi percepuți. Adică majoritatea pacienților au în momentul de față
o barieră pentru a ajunge la spital. Consideră că cel mai util și cel mai plăcut, convenabil pentru ei este să vină undeva în cabinetele private, să stea de vorbă cu medicul și să plece. Le este frică de spital, vă spun la modul cel mai deschis, le este frică nu de spital în sensul că nu sunt servicii. Pentru că așa au avut creat această spaimă după COVID. Dacă am luat ceea ce îmi doresc foarte mult, un T0, care să fie înainte de declanșarea pandemiei, și de acolo să începem să construim, să readucem pacienții pentru toate cazurile în spitalul Botoșan, în spitalul de urgență Macromat din Botoșan. Îmi doresc acest lucru și îmi doresc ca dumneavoastră să fiți parte din această strategie, adică să ne ajutați. Să ne ajutați cum considerați, cum aș fi spus la începutul întâlnirii, prin organizarea unor întâlniri săptămânale, periodice, la două săptămâni, în care unul dintre colegii mei să fie prezent în media cu medicii șefi de secție sau cu medicii specialiști de pe secțiile noastre care deservim în județul Botoșan, să prezinte aceste lucruri. Cu imagini chiar de pe secție, atât cât ne este permis să intrăm și să filmăm, pentru a vedea și cetățeanul de la Cotul Miculinței, sau eu știu, de la Santa Mare, că în județ la ei sunt posibilități de tratare a cazurilor de complexitate și a cazurilor simple de o durere de picior sau nu mai știu eu ce alt diagnostic ar apărea. Spun asta și întăresc, cerându-vă ajutor. Nu este ca și posibilitatea noastră, doar a noastră, să săvârșim acest lucru. Împreună, făcând front comun dumneavoastră, mass media, vectorii de imagine care sunt constituiți la nivel de media Botoșani, să putem duce această informație către cetățeni. Deci asta e.